Viața veșnică. Care e viața veșnică? Care e viața veșnică? Eu sunt calea, adevărul și viața. Este însuși Domnul Iisus Hristos. Știți că Ioan nu a descris nașterea Domnului Iisus Hristos cum au descris-o ceilalți evangheliști. El n-a spus nimic despre Maria, n-a spus nimic despre mași, n-a spus nimic despre păstori, n-a spus nimic despre alte detalii și legate de naștere. De-aia a spus, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și cuvântul este încă pe pământ, dragilor. Că data trecută am împărtășit cu voi despre faptul că Iisus mai are încă o viață de trăit pe pământ. Viața care mai rămâne de trăit pe pământ. Domnul Iisus Hristos încă trăiește pe pământ, încă trăiește în trup. Și trăiește în trupul bisericii. Dragilor, Evanghelia aceasta, vă rog așa să priviți la ea în săptămâna aceasta. Ceea ce se întâmplă în săptămâna aceasta nu e altceva decât Iisus Hristos prin Duhul Sfânt ajunge la inimile oamenilor. Apocalipsa 3:20 spune, iată, eu stau la ușă și bat. Asta e evanghelizarea. Deci, dragii mei, fiți foarte conștienți în seara aceasta de acest mare adevăr. Și voi, Biserica Domnului Iisus Hristos, care credeți în rugăciune și credeți în lucrarea Duhului Sfânt, rugați-vă pentru asta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne arate fiecare pe Domnul Iisus Hristos, să ne îndrăgostim de Domnul Iisus Hristos și să-i deschidem inima. El să trăiască în viața noastră. Asta este Evanghelia și evanghelizarea, dragii mei. O întâlnire personală cu Domnul Iisus, nu cu informație despre Domnul Iisus. Asta e tragedia creștinătății de astăzi. E atâta informație despre Dumnezeu. E atâta informație despre Domnul Iisus, despre Duhul Sfânt, atâta informație despre Biblie. Dar lipsește realitatea, lipsește viața. Vă rog în numele Domnului Iisus, dacă vorbim de evanghelizare, puneți mai mult preț pe lucrul acesta. Și rugați-vă, Doamne, fără ca seminarul asta să fie întâlniri cu Tine. Amin. Să fie întâlniri când fiecare dintre noi suntem conștienți că nu informații ne-a venit la ureche, ci într-adevăr Tu însuți bați la ușa inimii noastre. Tu însuși vrei să vii în viața noastră. Tu însuși vrei să ne dai viață. Eu am venit ca orele mele să aibă viață și să o aibă din beșug. Dar de ce să ne dea viață? De ce să ne dea viață? Pentru că zice Sfântul Apostol Pavel în Coloseni, capitolul 2, de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Voi. Care voi? Noi toți? Noi toți, dragii mei, care suntem aici în această seară. Așa ne vede Dumnezeu. Așa ne vede Dumnezeu. Cum explicăm moartea asta? Cum explicăm moartea asta? Cu alte ocazii, așa, întotdeauna așa câte o frântură, v-am spus, deci, cum înțeleg eu relația Duh, Suflet și Trup. Pavel spune, Duhul nostru, Sufletul nostru și Trupul nostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Iisus Hristos. Să fie păzite întregi. Duhul vostru, Sufletul vostru și Trupul vostru. Fiecare om este, are aceste trei părți în el. Este Duhul omului, este Sufletul omului și este Trupul omului. Luându-ne așa în scară ierarhică, de sus în jos, Duhul este partea superioară a ființei umane. E Duhul omului, nu Duhul lui Dumnezeu, nu Duhul Sfânt, Duhul omului. În Duhul omului este capacitatea sau posibilitatea să vină Duhul lui Dumnezeu. Acolo e locul unde trebuie să vină Duhul lui Dumnezeu. Cred că unii dintre voi ați cumpărat scule, mai ales voi așa care lucrați așa cu la reparație, ați cumpărat scule. Și sunt scule care vin în cutia lor. Când deschizi cutia, care este scula respectivă, poate un grinder sau un polizor, sau nu știu ce, o mandrină, o mașină de găurit, când ai desfăcut cutia și scoți scula de acolo, rămâne un loc. În locul acela nu poți băga altă sculă. O să faci ceva mic la joacă acolo, sau dacă vrei să faci ceva mare, nu se închide cutia. Locul ăla se potrivește exact pentru piesa respectivă.
în ființa noastră este un loc unde nu se potrivește nimic altceva decât numai prezența lui Dumnezeu. Așa am fost creați. Așa ne-a creat Dumnezeu. Asta a fost dorința lui Dumnezeu. Dacă vreți așa, lucrul ăsta îl împărtășește Domnul Iisus Hristos când citim în Evanghelia după Ioan și vă rog să recitiți împreună cu mine. V-am mai spus un de bun lucrul ăsta, dar vă rog să recitiți împreună cu mine. În Ioan 7, zice în versetul 23, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie echip de săvârșit una, să cunoscă lumea că tu m-ai trimis. Observați? Așa a fost planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vine în Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos în Duhul Sfânt și Sfânta Trăime prin Duhul Sfânt vine în mine. Duhul lui Dumnezeu vine în mine, vine în Duhul meu. Și unde Duhul Sfânt e și Tatăl și Fiul, pe Lui desparți. Și să nu creadă cineva că cineva are numai pe Fiul, dar nu are și pe Duhul Sfânt. Nu se poate. Unde l-ai pe unul, e pe toți trei. Domnul Iisus spunea, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. N-aș știu că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Și Duhul lui Dumnezeu vine în Duhul nostru. Când Duhul lui Dumnezeu vine în Duhul nostru, automat, de acolo se creează o nouă capacitate în Duhul nostru și aceasta este cunoștința voiei lui Dumnezeu. Cunoașterea voiei lui Dumnezeu sau intuiția. Știi ce vrea Dumnezeu? Nu toți oamenii știu ce vrea Dumnezeu. Numai cei care au în ei Duhul lui Dumnezeu, ei umblă care auziți de Duhul lui Dumnezeu pentru că iluminează Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este acolo și le dă cunoștința voiei lui Dumnezeu. Am sărbătorit anul trecut 40 de ani de când m-am căsătorit. Și după 40 de ani așa de bine îmi cunosc soția și ea mă cunoaște pe mine. Înțelegeți? Știu calitățile și știu defectele. Și ea știe și calitățile și defectele. Și noi câteodată vorbim numai de primire. Numai de primire. De ce? Știm ce gândește celălalt. Știm, ne-am format unul după altul. Dragilor, cine trăiește cu Dumnezeu în Duhul Lui, omul acela știe bine ce vrea Dumnezeu. Pentru omul acela, cum a spus mai înainte, nu trebuie balustrade. Nu trebuie șterțeluși. Pentru omul acela, el știe voia lui Dumnezeu, el are lăuntru lui și Dumnezeu te lăuzește. Ei, când e acolo cunoștința voiei lui Dumnezeu, sub ea este conștiința. Și conștiința este foarte, foarte activă. Foarte activă. De ce? Că o activează Duhul lui Dumnezeu. Și conștiința aceea te mustră pentru orice lucru. Când ceva n-ai gândit bine, când ceva ai vorbit cum nu trebuie, când ceva ai făcut cum nu trebuie, conștiința te mustră. E așa? Vi s-a întâmplat vreodată să rămâneți cu telefonul în mână, să nu mai puteți vorbi? Nu pentru că nu a fost conexie la rețea. Din alt motiv. S-a terminat bateria. Așa e? Cum s-a terminat bateria? Că bateria e acolo. S-a descărcat bateria. De ce? S-a descărcat. Trebuie să o pui, l-am încărcat din nou. Am acasă laptopul și ca să nu tot mă frământ cu el când se termină, îl țin tot timpul în priză. Tot timpul e 100%. Tot timpul bateria e 100%, că tot timpul e priză. Când un om are relația asta cu Dumnezeu, înțelegeți? Conștiința lui totdeauna e 100% luminată. Ca și o baterie care e 100% încărcată și totdeauna e activă. Conștiința e activă. Dacă e conștiința activă, atunci partea asta a Duhului acționează peste partea inferioară, sufletul. Și sufletul este rațiunea omului, sentimentele omului, puterea de a iubi sau de a urâ, și voința sau puterea de a decide. Și când acolo susține Duhul lui Dumnezeu și conștiința aceea puternic, electrizată și întărită de Duhul lui Dumnezeu și mișcată de Duhul lui Dumnezeu, mintea totdeauna știe voia lui Dumnezeu și gândește după voia lui Dumnezeu. E minte sfințită. E minte sfințită prin Duhul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Mintea aceea va gândi totdeauna după voia lui Dumnezeu. Va avea o gândire după voia lui Dumnezeu. Așa se face că cei credincioși au gândirea aparte de alții.
Unii sunt numiți fanatici și sunt numiți cretini și sunt numiți nu știu cum așa, când ei gândesc altfel. Ei gândesc altfel. De ce gândesc altfel? Pentru că ei gândesc cum gândește Dumnezeu. Sentimentele, totdeauna sunt curate. Ei iubesc ce iubește Dumnezeu și urăsc ce urăște Dumnezeu. De ce? Pentru că e Duhul Dumnezeu acolo. Duhul Dumnezeu transmite prin conștiință, transmite prin minte, transmite sentimentelor, așa, realitatea, ce e bun de iubit și ce nu e bun de iubit. Și sentimentele astea totdeauna sunt curate. Hotărârile, voința, totdeauna ia decizii bune. Totdeauna. Pentru că ea sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Sub autoritatea Duhului Sfânt. Totdeauna sunt așa. Și atunci, trupul cu poftele, plăcerile, firea noastră pământească, acolo este pofta de mâncare, setea, sexul, dar acolo e și păcatul. Potrivit cuvântului din Romani 7, acolo e și păcatul, că spune Pavel, văd în mădul armele mele ceva care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Binele care vreau să-l fac, nu-l fac, rău care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și asta e păcatul care locuiește în mine. Ei, dragul meu, dacă Iisus e șeful, cu autoritatea Lui, Dumnezeu cu autoritatea Lui, cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Și ține trupul în stăpânire. Am avut o experiență deosebită în Moldova în zilele acestea. M-a șocat. Am plecat la o evanghelizare la Mingir, la o supele, la o oră aproximativ de Chișinău. Și am ajuns acolo pentru ora 10, când se știa că este evanghelizarea. Ne ducem la biserică, nu-i nicio mașină, nu-i nimeni acolo. M-am greșit localitatea, sau n-am găsit biserica, dacă cine ne-a îndrumat, nu ne-a îndrumat bine. Am întrebat. Nu, acolo e biserica. S-a dus fratele șofer, s-a uitat în jur, până la urmă a găsit două femei la bucătărie. Care e situația, soră? Frate, nu ai să ține evanghelizare, la școală. Dar de ce la școală? A, pentru că au venit trei instructori de taekwondo, de lupte, dar așa. Și au instruit copiii în săptămâna asta și l-au predicat evanghelie. Și acum vin și părinții acolo și să le predicați la voastră evanghelia, Doamne Iisus. Așa ce nu am făcut eu niciodată. M-am dus la școală, când am ajuns la școală, mă întâlnesc cu păstorul bisericii și zic, ce se întâmplă aici? Păi zice, uite, au fost trei tineri veniți aici, sau toată săptămâna, au fost cu tineri din comune, i-am învățat așa, te-ai condus luptele astea, așa, și acum vor face o demonstrație în fața părinților lor ce au învățat și apoi m-a să predicați Evanghelia. Și zic, cum îți imaginezi tu că se împacă Duhul lui Dumnezeu cu luptele astea? Cum îți imaginezi? Eu nu pot să înțeleg asta. Păi frate, mulți s-au pocăit așa, au venit așa să instruiască și după aceea le-a găsit cuvântul Dumnezeu și s-au pocăit și... Dar acum m-a lăsat că liniștit așa și zice, dar acum nu să mai puteți predica aici. Zic, auzi, dacă mă duc și la birt și acolo predic, nu-ți faci problemele astea. Și m-am dus în sală și într-adevăr a fost o demonstrație și au venit ei și au făcut că nu mai fac cum au făcut ei, că au fost ridicul așa. Dar așa am stat cu 20 de minute și ne-am uitat la ei acolo și după aceea du-te și predic. M-am dus și am spus, oameni buni, m-am uitat la voi și eu m-am rugat în timpul săptămânii, dă-mi cuvânt, ce să le predic? Dă-mi tot cuvânt. Și am spus, dragii mei, să vă spun ceva. Știu și eu doi luptători taekwondo în Biblie. Doi luptători taekwondo în Biblie. Problema este că unul a murit biruit, altul a biruit murit învingător. Doi, doi. Unul a fost Samson. Ăsta nu spargea numai flăși și cărămizi. Ăsta a rupt stâlpii templului filistenilor și a prăbușit peste ei. Așa, dar a murit împreună cu ei, sărmanul, pentru că nu și-a putut stăpâni poftele firii pământești și a trăit în curvie și a trăit așa. A sfârșit urât. A început frumos, a fost plin de Duhul Dumnezeu, plin de și de mame lui, profeții de Dumnezeu, așa. Ei, a pierdut lupta. Și zic, mai știu unul. Care a spus, eu îl lovesc cu pumnul, dar niciodată nu lovesc în vânt. Totdeauna eu lovesc unde trebuie.
Vă știți că vreunul lovit de Pavel vânăt? Știți vreunul? Păi, nu știu. Așa este. Zic, ia uitați pe ce spune Pavel. Și ne-a citit Efeseni 6. Întăriți-vă în Domnul și puterea tăriei Lui. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, avem de luptat împotriva domniilor, a stăpânirilor, a întunericului, viacului acestuia. Și le-a citit textul acela, a luat toată rătura lui Hristos și a spus, oameni buni, eu astăzi vreau să vă spun despre dușmanul cel mai mare cu care noi trebuie să luptăm. Și am vorbit despre ceea ce face diavolul. De puterea diavolului, de lucrarea diavolului și cum trebuie să ne împotrivim diavolului și cum trebuie să ne luptăm cu diavolul și cum trebuie să ne luptăm cu poftele firii noastre pământești. Și Pavel spune, eu lovesc cu pumnul, dar nu învânt niciodată. Totdeauna lovesc unde trebuie. Unde lovea Pavel? Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva dacă după ce am propăduit altora, eu însuși să fiu lepădat. Pavel se lupta cu el însuși și cu firea lui și cu poftele lui. Ei, dragii mei, este omul spiritual. Este omul spiritual. Acolo sunt Duhul lui Dumnezeu, de la Duhul lui Dumnezeu, cunoașterea voiei lui Dumnezeu, o știință trează, sensibilă, puternică, care lucrează, o minte sănătoasă, luminată de Duhul lui Dumnezeu, sentimente bune, curate, plăcute lui Dumnezeu, care aduc omului binecuvântare, așa pentru că dacă iubești ce trebuie, totdeauna sigur că vei fi binecuvântat. Apoi, voința care ia hotărâri bune și trupul ținut în curățenie și în sfințenie. Și pocăiții împlinesc toate poftele trupului. Dar le împlinesc sub autoritatea Duhului Sfânt. Amin? Amin, dragi. Amin. Noi nu scăpăm de pofte până murim. Dar ne ținem trupul sub stăpânirea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt ne dă autoritatea asupra Lui. Și ne dă biruința care trebuie. Și știți de ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că diavolul s-a dus la Adam și Eva și a spus, voi nu știți ce trebuie. Voi nu știți ce trebuie. Voi sunteți așa, vă porociți. Numai ce vă spune Dumnezeu, numai asta faceți. Uite, de exemplu, Dumnezeu m-a oprit.